Reorganizarea aparatului propriu al Consiliului Județean Suceava se apropie de sfârșit. Noua organigramă urmând a fi votată la următoarea ședință a deliberativului. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, păstrează doar două funcții de director în subordine. În noua schemă a Consiliului Județean dispar direcția juridică, cea economică, direcția managementul proiectelor și direcția dezvoltare, gestionarea patrimoniului și promovare turistică. De asemenea, dispare funcția de director general al Direcției Generale Organizare, Resurse Umane și Achiziții Publice, ocupată acum de Mihaela Beldiman. Am trimis la ANFP organigrama nouă. În organigrama nouă am redus numărul de directori, deci 4 directori am redus, din care un director general. Salvamontul pleacă unde este locul, structură proprie, serviciu public, dar cu treabă la munte. De asemenea, creăm la Spitalul Județean Suceava o secție de neurochirurgie, așa cum am spus, pentru o specializare, intervențiile pe creier, la solicitarea conducerii Spitalului Județean. Cred că este directorul tehnic care trebuie să rămână și mai rămâne un director care preia toată partea asta, administrativ, resurse umane și ce mai aveam noi acolo. Cred că 2 sunt. E o problemă destul de delicată, pentru că aici podul e plin, 37 de angajați în plus față de 2012 sunt numai în aparatul propriu. Noi am discutat nu de oameni, ci am discutat de eficientizarea aparatului propriu. N-am schimbat pe nimeni, am făcut o optimizare a organigramei aparatului propriu a Consiliului Județean. Sigur că mai avem tot în ședința de Consiliu Județean completări și modificări de Consilii de Administrație și AGA, în 9 și comisii de specialitate în 19 structuri, având în vedere că a apărut o nouă structură de o nouă echipă de consilieri județeni, deci facem aceste nominalizări pentru toate structurile, la școlile speciale, la spital, la aeroport și așa mai departe. Reorganizarea aparatului propriu al Consiliului Județean va fi votată în ședința deliberativului din data de 19 iulie, după ce Agenția Națională a Funcționarilor Publici va aproba noua organigramă propusă deja de executivul Consiliului Județean.